te roagă colegii să stai și tu în poziția 5 când vorbești cu el. Văd că ați frecventat nu numai sala de box. Stau bine? Așa, așa. Păi cum, că dumneavoastră ai picioare? Degetele la călcâi, călcâiul la degete. Păi dânsa are picioare rupte. Nu se poate să faci așa cu picioare. Nu te dor? Nu. Sigur? Da. Numele, vă rog. Bună dimineața, sunt Ruxandra, am 10 ani și am 29 de kilograme. Foarte tare. Dacă vă uitați acum la televizor, vi se pare că sunt un pic mai crăcănat decât voi, că eu acum am dau seama. Să știți că e de la colanții pe care îi port și eu pe dedesubt ca și voi. Eu am picioarele drepte, zici că sunt Alberto Tomba. Oleg. Ce să facem? Dragile mele, v-am chemat aici numai ca să vă lăudăm și să vă spunem succes pentru ce urmează să se întâmple. Ați pregătit ceva special pentru eveniment, pentru cupă, pentru campionat, pentru cupa și campionatul. Păi în finală dansăm dansul acesta. Ăsta? Da. Să vă poarte noroc atunci să vă meargă bine. Ce e cel mai dificil la acest dans? Începutul, mijlocul, finalul. Finalul e cel mai greu, nu? Ce parte mi-ar veni cel mai ușor să învăț din acest dans? Care parte? Finalul. Finalul, deși final. E greu, crezi da. Că nu ar folosi. Da. V-am chemat și pentru un alt lucru. Eu mă antrenez cu Flavia, vrem să facem niște lucruri la dans și pentru că nu pot cu o balerină mare, trebuie să mă antrenez cu o balerină mai mică. Dacă vreți să mă ajutați la antrenament, o să te aleg pe tine că ești medie și cred că cu o medie e cel mai bine. Vreau să văd dacă aș putea, peste 5 ani de antrenament, să o țin pe Flavia pe umeri în picioare. Crezi că se poate? Nu prea cred. Nu. Cum? Nu prea cred. Te-ai descalificat, domnișoara. Îmi dai mărul? Nu. Putem să facem o încercare să văd dacă te poți ține pe umeri? Da. Da, perfect. Vreau să-ți imaginez că aici este o piscină cu apă și dacă vei cădea nu se întâmplă absolut nimic rău. Oana, dacă e vorbim cu părinții, dăm al copil la schimb, nicio problemă. Ține-te de mâinile mele, te rog. Bă, dar nu dai drumul la mărul ăsta, da, deloc. Păi, nu mă. Vă ai mărul? Mamă, știi ce bun e? Cum e mărul vostru? Cum e mărul vostru? Că ai mele noastre. Hai, domnișoară, pune un picior mai întâi pe umărul meu. Hai tu mai jos, Dani, ca să mai jos nu pot. Hai. Te ții de mâini și pe celălalt. Hă? Bun, ești atentă? Băi. Băi, nu-i dai drumul la mâini. Flavia? Asta te paște. Ia-mă mâinile, că am mai făcut treaba asta. Bă! Bun, și acum atenție, o să mut mâinile la tine pe picioare, da? Nu! Atenție, atenție, stai dreaptă. Hai că te țin eu. Pe cine ții? Ține, lasă mâna dreaptă mai întâi. Dar dă mărul ăsta că m-ai zăpăcit de cap. Așa, echilibru. Fundul, echilibru, și atenție. Și spatele, bravo. Așa, și dăm drumul și la doua mână, reușim, da? Hop! Mamă, zici că e de fier? Bravo! Dă mâna înapoi. Și asta la altă. Ce, Elena, ți-ai pus mâinile în cap deja? Lasă, mamă! Te bucuri că avem băiat. Acum te rog să te lași pe... Nu, lasă că te putem lua cu versiunea cea mai simplă. A plecat. Am o lepădă. Ia stai, bravo! Barâș Micoave! Stai să văd dacă am înțeles.
Flavia, urcă-te tu! Nu pot, nu pot. Îi rup spatele, săracul băiat. Nu lui, mie! S-a făcut coadă, l-a rupt spatele, ia uite! Nu, ba mie, ba mie! Oana, să te ridici un pic în picioare, ajutați-mă, memelu, cu... Există niște diferențe clare, de fapt, nu, din contră, niște diferențe clare între felul în care instructorul de balet, profesoara de balet, mimează stările pentru balerinele aflate în platou, sigur, micuțele balerine, că la cele mari nu mai există cazul. O vedeți pe Oana, care la un moment dat făcea asta, tu, asta, nu, făi, făi, vedeți? Astea se mișcă coșulețul. Coșulețul. Hai, hai, Dani, că dacă ești în rând, faci cu ele. Te prinzi de... Eu prefer să-mi rupă spatele Flavia. Hai, să mai vedem o dată, fetelor. Deci, poziția, Dani, prinde-te de glezne. Prinde-te de glezne. Prinde-te de glezne. Dale cui? Dale... Da? Nu faceți, spune, nu vă dau eu semnalul. E bine? Îndreaptă, zice Oana, să îndrept spatele. Ei, să lași spatele, da? Fundul în față ca pe spate. Asta este. Și la semnalul meu, vă rulați ca o sugativă spre față. În 3, 2, 1, hai! Nu poate nici a noastră, ce vrei? Nu mai poate, nu. Doamne, vedeți, Oana e... Există niște asemănări clare între felul în care, de exemplu, Oana mimează acțiunile pentru fetițe și felul în care producătorii emisiunii mimează acțiunile pentru noi. Adică, dacă Dani spală varză și vorbește prea mult cu Flavia, iese câte o chestie din asta, de undeva din spalele camere. Dacă Dani spală varză mai mult de 3 minute cu Flavia, dacă lucrurile se complică, toate din spatele camerei. Exact cum face Oana pentru fete, așa face Elena pentru noi. Dacă nu și nu, și el 20 de minute cântă la balalaică și nu realizează frumos program, din spatele camerelor... Vedeți de ce suntem noi ascultători? Înțelegeți acum? Aș da orice să știu ce urmează. Ok, o să fac o scurtă pauză ca să nu treacă cineva să ne dea cu barosul peste deștele la picioare, mulțumindu-le fetelor, în poziția 5, colegul Dani. În poziția 5.